luni la Cotroceni. Este singura și ultima redută împotriva loviturii de stat, a mafiei, a minciunii, a manipulării. Mulțumesc frumos. Și dincolo de toate este singura garanție pentru Europa că rămânem un stat european. Traian Băsescu reprezintă această garanție pentru noi toți. Reprezintă funcția prezidențială. L-am votat, l-ați votat, îl susținem și îl apărăm până la capăt pentru ca democrația să se reinstaureze. Pentru că acum nu suntem în democrație. În acest moment în care vorbesc, nu suntem în democrație. Au murit oameni aici în numele morților din 89. Nu mergem la vot, nu ne lăsăm manipulați. Victorie, ne vedem luni într-o Românie europeană. La oameni buni, duminică, duminică, stăm acasă. Și poate ne uităm la fotbal. Ați văzut că vine curând Barcelona aici. Nici nu știu ce-i așteaptă. Iau bătaie cu 8-9-0. Știți de ce? Pe minutul 5 dă punta ordonanță și le face poarta cu 10 metri mai lată și cu 5 mai înaltă. Și uite așa câștigă Ponta trofeul calității. Vă întreb, vreți să jucați duminică după regulile lui Ponta? Nu! Răspunsul nostru este nu ne mânjim votul. Și vă spune un om curat, Mihai Neamțu.